Mai mult uite căprioară. Wow! Bună seara, sunt Andrei și astăzi voi face testul sculeni cu o mașină chinezească de la Sufcars. Vom merge cu SRS 5 până la Sculeni. Haideți să vedem un pic, să aprind și farurile. Iată ce spectacol frumos. Vom merge până la Sculeni. Vom merge cu viteza legală pe tronsonul respectiv și vom vedea ce consum scoatem. SRS 5 este o mașină fabricată în China. Pe unele piețe se numește Huawei. O mașină cu tracțiune integrală, 585 de cai putere și 500 de kilometri range. Pe canalul meu puteți vedea review-ul complet. În România o găsiți la Sufcars, care au mai multe filiale în mai multe orașe din țară. Bun, hai să pornim. Ia, ce frumos se vede totul. Bun, voi reseta trip B. Am resetat, am pornit, punem un drive. Iată ce frumos se văd luminile ambientale roșii. După cum am spus, voi merge respectând viteza legală pe tronsonul respectiv. Testul trebuie să fie unul egal cu toate mașinile pe care le voi testa. Aici avem 50 de km pe oră, punem cruise control-ul. Ia să vedem cum se pune. Ah, ok, am pus cruise control. Perfect. Acesta va fi consumul aici. Avem în jur de 21 de kilometri sau 22 de kilometri dus, 22 de kilometri întors. Vom vedea ce test vom, ce consum vom scoate cu mașina și vom face și anumite calcule de costuri. Am făcut până acum 12 km, avem un consum de 19,6 kWh. Iată ce frumos se văd în față farurile. Mașina are fază lungă automată, practic atunci când vin mașini din față. Ia să vedem dacă vine o mașină din față, nu vine momentan. Mașina va pune singură faza scurtă. În față avem și head-up display. Ia să vedem dacă se vede. Iată ce frumos se vede. Am făcut 14,9 km în 14 minute. Și avem un consum de 20,4, dar până acum am urcat. Frumos se vede și faza lungă. Acum vom coborâ și vom recupera energie. După coborâre, consumul a scăzut la 18,6. Aici, în partea aceasta, ia să vedem, să dau, aici ne arată puterea folosită pentru a înainta cu 60 de km pe oră, de exemplu. Ia să vedem dacă apăs mai tare, am nevoie de 20% din puterea mașinii. La fel și când recuperez, îmi arată că recuperează cu 20-30% din puterea maximă de recuperare. Am ajuns la Sculeni, la punctul de întoarcere. Am ajuns cu un consum de 18,6 kW. Întorc aici și vedem înapoi ce consum ajungem. Suntem la un consum de 19,4. Avem o viteză medie de 59 de km pe oră. Am făcut 24 de km și în localitate mergem cu 55 de km pe oră, practic ar fi 50 pe GPS. În general, toate mașinile arată cam cu 5 km mai mult. Uite căprioară! Wow! Wow! A crezut wow, că e un câine! Ce faină era! Da! Vai! Bun! Vai, hai înapoi! Vrei înapoi? Da! Da? E de teren mașina 4x4. Putem să mergem! Hai pe teren! Hai pe teren! Bun! În continuare avem 19,5, am văzut și o căprioară. Suntem din nou în localitate. Consumul este de 20,5, mai avem în jur de 10 km până ajungem la punctul de finish. Un consum decent, a mers cu 25 de grade căldura.
ca să ne simțim confortabil la interior. Și acum respectăm viteza legală din localitate. Aproape ajungem la punctul de finish. Am făcut 39,3 km cu un șoarecele. Ai, 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 era să-l calc. Da, un șobolan, de fapt, nu era un șoarece. Da, e plin de animale, deoarece zona în care eu fac acest test este o zonă împădurită, este o zonă fără multe case și ies multe, multe animăluțe noaptea. Deci, cum ziceam, consume de 20,3, mai am câțiva metri și ajung la finish. Bun, am ajuns la punctul de finish. Hai să vedem. Tragem și concluziile. Apăsăm pe parking și am parcat mașina. Bun. Am consumat 20,1 W kWh la 100 de km, 40,7 km am făcut în 39 de minute cu o viteză medie de 61 de km pe oră. Bun, mai avem, ia să vedem, 68% baterie, un range de 328 de km. Acum voi merge să fac și testul pe un. Ana, ce părere ai? Una foarte bună. Perfect. Îți plac luminile ambientale? Perfect. Scaunul? Perfect. Ah, stai un pic. Dorești un masaj? Evident. Făcut de o pisicuță? Da. Ia să vedem. De un motanel, da, mai puternic, evident, mai de țară, nu? Evident, așa, da, hai da. Să vedem. Perfect, cum e? Deci, cum se simte masajul? Nu se aude, se aude torsul? Nu se aude cum toarce, nu? Poți să torci tu dacă vrei. Nu știu cum ar trebui să-ți explic, cred că trebuie să-ți arăt. Da, cu siguranță, o să-mi arăt de seară. Da. Da? Bun. Mergem să facem și testul pe un. Deci, mașina a consumat 20 de kW la 100 de km. Acest drum m-ar fi costat, să fac un calcul mic, acest traseu m-ar fi costat între 6,5 lei dacă mașina o încărcam acasă la priză cu 0,8 bani pe kW sau 20,5 lei, 21 de lei dacă mașina o încarc la cel mai scump preț pe kW, la stațiile de încărcare. La unele stații de încărcare. După cum am spus, prețul per kilometru la o mașină electrică este diferit față de prețul per kilometru la o mașină pe benzină. La mașina pe benzină nu ai benzinărie acasă, deci trebuie să mergi la o benzinărie unde prețul este aproape aliniat, în jur de 6-7 lei litru de benzină sau motorină. La mașina electrică poți încărca acasă cu 0,8 pe kilowatt, cu 1 leu pe kilowatt, poți încărca gratuit dacă mergi la unele restaurante, poți încărca cu 2,5 lei, cu 3 lei, cu 1,59 lei, sunt mai multe prețuri în funcție de viteza de încărcare și în funcție de unele proiecte, de exemplu sunt restaurante care au accesat proiecte europene, au montate panouri fotovoltaice și surplusul de curent îl bagă într-o stație de încărcare, ei își atrag clienții care au mașini electrice prin această ofertă gratuită de încărcare. Până la urmă, tuturor ne-ar conveni să mergem la un restaurant, să mâncăm și să ne pună 5 litri de benzină. Așa ceva nu am pomenit de când conduc eu. Ia că acum se poate cu mașinile electrice, cât se va mai putea. Bun, asta a fost tot la, în acest test. Voi merge acum să fac și testul pe un. Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați la canalul meu. Dacă aveți anumite sugestii, vă recomand să-mi scrieți în comentarii. Mi-ar plăcea ca toate comentariile să fie decente, cu un limbaj frumos, corect, demn de anul 2024. Vă mulțumesc și vă doresc o zi, în cazul meu, o seară minunată și relaxantă.